Bună tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Alisa și astăzi o să vă învăț cum puteți să faceți cream cheese slime. E prima dată când fac acest slime și nu am văzut pe altcineva în România care să-l facă. Deci o să încerc să-l fac. Vom avea nevoie de ceva în care să amestecăm și ceva cu care să amestecăm. Lipici pe care îl vom turna. Bol. Și apoi vom pune puțină apă și vom amesteca. După ce am amestecat apa, ne va trebui spumă de ras pe care o vom agita foarte bine. Și o vom pune. Și o vom amesteca foarte bine. După ce am amestecat, vom avea nevoie de pudră. Orice fel de pudră aveți voi, de bebeluș, pudră mentolată sau orice pudră și o vom turna aici. După ce am pus-o, vom amesteca foarte bine. Încât să se incorporeze. După ce am amestecat, vom avea nevoie de colorant alimentar galben pe care îl vom turna. Și îl vom amesteca foarte bine. Apoi vom avea nevoie de tempera portocalie, din care vom pune foarte puțin. Și vom amesteca. Și ar trebui să arate cam așa. Acum vom avea nevoie de activatorul nostru. După cum ați văzut din titlu, nu voi folosi borax și voi folosi dizolvant pentru lac de unghii, adică acetonă. Pe care o vom adăuga până slime-ul nu se va mai lipi. Și cam așa va arăta slime-ul după ce o să-l dezlipiți. Se întinde, scoate aceste sunete și nu se lipește. Și acum va trebui să-i mai punem puțină spumă de ras ca să fie culoarea mai deschisă, pentru că culoarea este mai deschisă și o să se facă mizerie. Și eu o să revin când o să amestec. Și cam așa ar trebui să arate slime-ul nostru. Sper că v-a plăcut acest episod de slime, că o să încercați slime-ul și ne vedem în următorul video. Nu uitați de like, subscribe și comentarii cu ce vreți să mai vedeți pe acest canal. Bye!